Никакого монтажа. Все так, как бы вы видели своими глазами. Проект независимого видеопортала tvbalti.md. Своими глазами. Есть люди, жизнь которых сказка. Лидия Васильевна относится к категории таких людей. Жизнь на сцене. Жизнь ради людей. Жизнь ради зрителя. И прекрасные овации, которые сопровождают ее по сей день. Честно признаться, чистосердечно, я завидую такой женщине. Завидую, потому что жизнь прожита не зря. Все впереди. Смотря на нее, понимаешь, что жить есть для кого, что жить есть для чего. И самое главное, жить можно и нужно ради той памяти, которую ты оставляешь на земле. Avem o mare sărbătoare în incinta muzeului nostru, deci este activitate jubiliară, o expoziție cu genericul O viață dedicată culturii. Este dedicată doamnei Lidia Noropânzaru, căci 58 de ani a dedicat culturii bălțene. Vreau să spun că este o doamnă extraordinară, care natura a înzestrat-o cu un talent actoricesc, cu frumusețe, cu finețe, cu inteligență. Este un luptător pentru cultură, este inima culturii noastre. Lidia Noroc și Anatol Pânzaru, doi actori, aduc pe lume doi copii frumoși, minunați, cu numele Ala și Anatolii. Dar mare a fost surpriza când s-a născut feciorul tocmai în ziua de naștere a lui Anatol Pânzaru, la 2 septembrie. Activitatea doamnei Pânzaru a fost multilaterală în teatru, a fost secretar al organizației comsomoliste, secretar al organizației de partid, președinta sindicatului, apoi urmează președinta asociației de femei din Bălți, este membru a oamenilor de teatru din Moldova, este președinta sindicatului Ramural, a lucrătorului din cultură, este șefă direcției cultură în anii 1990 până în anul 1999. Șefă direcției județeană cultură Bălți, județul Bălți, din anul 1999 până în 2003. Apoi specialist principal, în prezent muzeograf la Muzeul de Istorie și Etnografie. Sigur că mulți sau chiar majoritatea sunt prezenți aici cu un mesaj de felicitare pentru doamna Lidia Noroc Pânzaru cu ocazia acestor două jubilei frumoase și desigur că în primul rând ofer cuvântul reprezentanților de la primărie. Venerată doamnă Lidia Noroc Pânzaru, ne-a adunat astăzi aici în această instituție ospitalieră un eveniment deosebit de frumos. Un eveniment aniversar, 58 de ani de activitate în domeniul culturii și 75 de ani din ziua nașterii doamnei Lidia Noroc Pânzaru, artistă emerită a Republicii Moldova. Dumneavoastră sunteți omul care a angajat, a promovat foarte multe talente veritabile care astăzi muncesc și sclipesc pe altarul culturii. Диплома де экселенца се акорда доамне Лидия Норок Пензару, артиста емерита Републичи Молдова, деценатория орденului Insignia de Onoare și a medalii Emeritul Civic, pentru contribuția deosebită în promovarea și dezvoltarea domeniului culturii și artei pe parcursul a 58 de ani, serviciul nobil adus municipiului Bălți pentru valorificare și performanță, profesionalism a patrimoniului cultural și cu prilejul aniversării a 75 de ani de la naștere cu rând de sănătate și împlinit. Primarul interimar al municipiului Bălți, Igor Șetimea. Eu l-am da. Și ordin, nu?
la ordină este ceva plăcut. Se simte mai bine. Se acordă, doamnei, un ordin al secției cultură, dar îmi permiteți să-l citesc, se acordă doamnei Liliana Bonsaru un premiu în mărime de și îmi permiteți să-l las în taină. Estimată, distinsă și onorabilă doamnă, într-adevăr, vreau să mă alătur tuturor celor cuvinte frumoase care s-au spus astăzi și până la și acum și după. Sunteți o persoană demnă de a fi copiată, demnă de a fi admirată, dusă așa pe palmă și vreau să zic că de ce nu? Eu consider că atunci când ai cu ce, trebuie să mergi cu nasul pe sus. Să vadă toți că vine Lidia Noroc Pânzaru și atunci. Mulțumesc! Colectivul nostru vine cu un mesaj de felicitare, dar trebuie să-l citesc. Scrisoare de gratitudine. Mă stimată doamna Lidia Noroc Pânzaru, cu prilejul frumosului jubileu, primiți expresia deosebitei noastre stime și sincere mulțumiți pentru contribuția personală în activitatea Muzeului de Istorie și Etnografie Bălți, Ministerul Culturii Municipiul Bălți. Apreciem înalt atitudinea conștiincioasă față de tot ce facem, onestitatea, perseverența și dorința de a face lucruri cu dăruire de sine. Am vrea să vă vedem mulți ani energică, cu noi idei și putere de plină pentru activitatea prodigioasă în cadrul muzeului. La mulți ani înainte, cu mult respect, în numele colectivului semnează doamna Dobrogeanu. O diplomă excelentă, într-adevăr. Pălăria și seama. Marlen Bide. Îi dorim doamnei Lidia Noroc Pânzaru multă sănătate, deci o viață frumoasă alături de noi, cei care lucrăm în cultură, și dorim tot ce este mai bun să fie pentru dumneavoastră, căci merită. Este inima culturii noastre bălțene. Stimate audiență, stimați prieteni, stimați colegi, surorii mele și scumpă mea soră. Aceasta este sora mea mai mare. Eu, în această zi frumoasă, 75 de ani, care nu fiecare poate să ajungă la așa o vârstă, cu așa o excelentă admirație, care toți o admirăm și noi, să știți că suntem dintr-o familie simplă, unde mama a fost neștiutoare de carte, tata a fost cu 4 clase la români. Dar ne-a educat ca să fim o familie unită și sora noastră mai mare a fost întotdeauna, noi am fost ghidate de dânsa. Fie că eram la o vârstă mai mică, fie că suntem acum la o vârstă mai înaintată. Noi îi mulțumim foarte mult pentru grija care le-o poartă ea de fiecare dată, pentru sinceritatea ei, pentru dragostea ei față de copii, față de nepoți, față de toată lumea din jur. Și vă mulțumim din suflet că ați venit să o omagiați pe sora noastră. Să fii sănătoasă, să fii frumoasă, să se realizeze încă visurile tale care vrei, că vrei să prosperi orașul tău în care te-ai, dacă nu te-ai născut, ai trăit toată viața. Să fii sănătoasă! Mulțumesc că eu tot mă mândresc cu neamul meu, așa că pentru mine... Alături am venit cu o colegă, cu doamna Elena, care vine și de noi ne cunoaștem de mult, dar să știți că sunteți un exemplu pentru noi. La mulți ani! Mulțumesc! Doamna, se poate să divulg secretul? E preoteasă de la Elizareni, deci soțul preot, și totodată pedagog. Stinsă și fermecătoare doamnă,
Националul Vasile Alexandrii din municipiul Bălți, avându-vă în analele genezii în plasament, voi leu ce cuvinte, remarcabilii artiste meriți, vă aduc cele mai sincere felicitări cu prilejul împlinirii celor 75 de ani de la naștere, dintre care aproape 60 de ani dăruiți culturii. Și acolo merge o spiscă așa lung, vă citesc la sfârșit. Fie mereu ca acest nim de prestigiu să vă apere pe drumul vieții, iar flerul de actriță să dăinuie în parfumul anilor flori, flori de cucu, era la Chirița, dar aici este flori de noroc, asta vreau să zic. Din buchetul artistei emerită, semnează Slavian Vlad, director general, Stavra, director artistic, Cerguță, secretar literar și întregul colectiv a Teatrului Național. Și vă mai spun, zic, lumea, că bani dau ăștia. Banii n-aduc fericire. Da, mai ales așa. O scrisoare... scrisoare pierdută, da? Stimată doamnă, Pânzarul Lidia, ne face deosebită plăcere să vă invităm la spectacol de gala concursului recital Valeriu Curcea, ediția 6. Concursul Valeriu Curcea se va desfășura la Casa Actorului pe 11 decembrie, cu începutul de la ora 15. După toate acestea, acolo mai scrie tot așa, nu știu, care va finaliza cu o recepție organizată cu ziua. Și a dumneavoastră. Și a dumneavoastră. Asta e de la celălalt, la Sandu. Uniune Teatrală. Femeie trebuitoare, așa cum am spus noi, colegii mei din cultură au zis că viața dumneavoastră este ca o semne unei stele. Eu vreau să completez. Astăzi viața dumneavoastră este semne unei constelații cu 75 de stele. Da, pentru că totuși se spune că femeia trebuie comparată cu o băutură. Atunci dumneavoastră sunteți un conecel cu 75 de stele. Vă închipuiți ce gustos, ce formidabil, ce fermecătoare sunteți dumneavoastră la gust. Noi, de partea noastră, vă dorim întotdeauna să fiți. Și adăugând încă câte o stea la această licoare, numai și numai o să răspândiți feria dumneavoastră asupra celor care sunt în preajma dumneavoastră. Vă cunosc, vă iubesc și vă doresc multe, multe fericire. Și ne mai întâlnim încă la bibliotecă, când data de 7, când eu voi recita și poezii în ceasă dumneavoastră. Mulțumesc! O admir de mult, dar prima dată când am văzut o semi-dezbrăcată a fost la Sevastopol, în apele mării. Te admiram, dar cu un noci la tine și un noci la Anatol, mă temeam. Da. De ce te admir? De atât, în primul rând, că în afară de harul divin pe care îl ai, ai o inteligență. Inteligența artistică, inteligența umană, inteligența un mare, mare... apreciatoare a bunătății, a verticalității. Este, cu părere de rău, din clasa noastră, cam jumătate să mă încurți, adică habar n-au ce limbă vorbesc și de unde se trage. Lidia știe că moldovenii sunt români și știe că vorbește limba română. Și nu? Sunt din Basarabia. Da, și din Basarabia, da. Da, și ce mai vreau să spun, că, ca să nu lungesc mult, că eu am boala ta, că îmi vorbește mult. Da. E un mister prenumele Lidia, nu se știe exact, e vorba numai de o localitate, de o țară, dar prima, Sofocle pentru prima dată pomenește în tragedie sa, Trahinienele. Și acest nume au purtat o creștină pentru prima dată din istorie, o creștină din Macedonia, fapt care este înscris în Noul Testament. Iacana, am să plec încolo, da. Precis. Da. Ești m-a rugat, Mișa Ciocanu, să te pup, să te îmbărățișez din partea lui.
Dar lasă-mi după ce ne îmbătăm. Deci, întotdeauna să nu uiți că eu te iubesc. Aici coleg de clasă, aici coleg de primărie. Că noi am fost șefa direcției cultură, șefa direcției atârcuiri. Așa se numește. Comerț. 12 ani am făcut toate sărbătorile în oraș. E, e cu cultura, e cu comerț. Toate sărbătorile. Noi colegi am fost în primărie, suntem colegi în Chișinău, fazende. Având câte două, trei loturi, nici nu avem când să venim în ospție, că am venit aici. Acolo nu avem când să mergem. Doamna Lidia, știu că ai de toate și noi am hotărât să... Un cănișoar mai să duc. Suntem dulcim, nu? A, cu dulceața stau... Wellness. Da, vitamine care se țină până la 200. Mai întâi de toate îți ofer și viceprimar, tot timpul mi-a fost curator la cultură. Știți, m-am gândit eu, cu ce pot eu să, ce pot eu să mai spun afară de cuvintele care le spune toată lumea? Am șezut, m-am gândit și am făcut unele calcule care vreau să le spun doamnei Lidie. Cât trăim noi întregi. Domnul Jătaru, vreau să-ți spun că și eu am fost în clasa întâi. Deci noi împreună. Da. Deci din 1949 până în ziua de azi, doamna Lidia Noroc Pânzaru a trecut prin 900 de luni întregi, câte 30 de zile, 900 de luni, 3600 de săptămâni și 27.360 de zile. Am înțelegeți ce drum a parcurs doamna Lidia Noroc Pânzaru. Ai bine, nu numarai. Pe acest parcurs, nu, dar de ce eu spun aia asta? Aici au fost, iată, încă cât am mai rămas acolo, 25 de ani. Dacă am trăit noi câte 75, cei 25 de ani care au mai rămas? Un fleac. Deci, doamna Lidia, eu îți doresc să parcurgi, nici să nu observi când o să treacă acești 25 de ani, să ne întâlnim noi la data precisă, să fim tot în așa stare și cam tot în acest colectiv. Și eu îți controlez starea sănătății voastre. Păi nu degeaba ți-am oferit. Mulți ani! Colegii dumneavoastră din domeniul învățământului, din instituțiile care în timpul când dumneavoastră ați stat la cârma culturii în municipiul Vâlț, în județul Vâlț, acest domeniu a prosperat foarte mult. Ați pus o bază adevărată a unui domeniu artistic, cultural-artistic, didactic-artistic și ați lăsat o amprentă adâncă în cultura nu numai orașului, dar și în cultura țării noastre și prin aceasta sunteți distinsă. Pe lângă toate cele minunate, extraordinare cuvinte și aprecieri care le-ați avut astăzi, eu nu le mai repet. Unica și vreau să spun că noi toți ne inspirăm. Sunteți steaua noastră, sunteți norocul nostru și ne dorim ca totdeauna să fiți lângă noi. Toți știu foarte bine că nicio manifestare nu trece fără ca să o invităm pe Lidia Vasilievna. Ea totdeauna este îngerul nostru păzitor și totdeauna vă așteptăm în sălile noastre de concert. Totdeauna ați fost și un mecenat al culturii din Vâlț, totdeauna ați susținut copiii talentați și asta înseamnă foarte, foarte mult pentru un domeniu care este așa puțin orfan la noi în țară. Dar în personalitatea dumneavoastră noi găsim un mare, mare sprijin. Deci vă dorim ca totdeauna să fiți lângă noi. Și asta în ajun de sărbătorile de iarnă, așa o să vă spuneți pe ușă și să vă amintiți totdeauna de colegii dumneavoastră. Mulțumesc! Da, Alex Nicodinu, la ce a spus doamna Marta și la frumusețea de pe ușă, la frumusețe și în suflet, și în spirit și numai bine. Noi suntem lângă dumneavoastră și ne bucurăm de prezentul dumneavoastră lângă noi. La mulți ani! Mulțumesc! Cele bune! Mulțumesc! Preșcoli, da, meșteri populară, da. Doamna Margareta, ca universitatea și ca familia de tăia. Am înțeles! Aici ne-am să la vilă! Și ca vecina la vilă și de acolo! Mulțumesc! Mulțumesc! Floarea! Felicitări! Sănătate și fiecare femeie se compară cu o floare.
să vă doresc atât viitor să fiți ca și această floare, să-mi fărăți mereu. Mulțumim! Dar îmi plac plăcăitine! Și frumos, și ingenios, și încă și profesionist. Și talentat. Și talentat, da. Asta mă uităm. Da. Mulțumesc. Și cred că mulți bani. Am înțeles. Cu plicuri veniți, dar cu cuvinte aici. Da. Sunt scrise și cuvinte. Da. Azi, fiind o zi frumoasă, și știind că e ziua ta, în parfumul acestei zile, țin a vă felicita. Să vă fie casa acasă. Să vă fie masă, multă, multă sănătate, că e mai bun decât toate. La mai mulți și la mai mari, și aici am 25 de trandafiri. Ceilalți 75 o să vă-i dăruiesc la 100 de ani. Asta e ustianca mea, din Ustia. Da. Nici n-am știut. Când a apărut, atunci mi-a spus. Așa sunt talentele pe acolo, da, în raionul Grădeni, da, satul, da, Ustia. Da, și la Ustia, da, oameni. Oameni, da. Vidile au fost spuse aici, da, la cultură, dar îmi permit să vă mulțumesc. Eu tot așteptam să te apropii. Da. Și să ne bucurăm alături de dumneavoastră în țară. Mulțumesc, mulțumesc. Mulțumesc. Da. Mulțumesc! Nu pleacă nimeni! Vă doresc să aveți totul și să aveți nimic. Să aveți totul ce ține de dragoste, bucurie. Să aveți nimic ceea ce ține de tristețe, lacrimi. Iar de veți avea lacrimi numai de fericire. Mulțumesc! Mereu frumoasă! Tot așa frumoasă! Mulțumesc frumos! Mulțumesc! Doamna Lidia, dați voi să vă felicităm și noi din partea Casei de Cultură Moldova. Cum v-am mai spus și pe, nu știu dacă ați văzut pe Facebook, să ne fiți mereu sănătoasă, energică, putere mulți ani înainte, să vedem că alergați așa și la 130-150 măcar. Și fiindcă dumneavoastră sunteți pentru noi ca o floare, se spune că cu flori nu se vine la flori, da, dar cu un mesaj. Cu scrisori. Cu scrisori și cuvinte din suflet. Vă pupăm mult, vă iubim, vă dorim mult de sănătate. Mulțumesc! Mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc! Doamna Lidia, mă rog, Pânzaru, mi-a făcut o deosebită plăcere ca să fie cu parcursul anilor alături de dumneavoastră să fac și eu activitatea. Și să știți că am auzit aici un mesaj că familia Norova v-a adus noroc în viață. Eu aș spune că acest noroc l-ați crescut și l-ați muncit singurică. Singuric ați pus acele semincioare ca să fiți fericită în viață. A fost și ploi, a fost și soare, dar dumneavoastră sunteți acea femeie care s-a născut cu un caracter puternic, înțeleaptă, modestă. Ați iubit și iubiți în continuare oamenii, copiii, tineretul și toți se atrag de dumneavoastră ca un magnet. Sunteți un soare care lucește toată viața sa asupra acestui pământ, asupra acestui neam. Sunteți o valoare pentru noi. Sunteți o stea pentru cei mici care cresc mai departe și să strălucească așa cum și dumneavoastră. Eu vă duc această floare să o puneți pe pervaz, să vă aduceți aminte din mine, da? Iubita mea floare, mulțumesc! Nu mă iubesc! Вы идете? Я крепко на здоровье. Вы в таком позитиве, чтобы все время пойду и не иначе. Вы всего достигли. Теперь только вам радость, улыбок, здоровье. Спасибо. 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 И вам здоровья, главное. Doamna Lidia, eu am venit din partea Comitetului Sindical cu colegele mele de la Biblioteca Municipală, Svetlana, doamna Olga și doamna Elena, și vrem să vă dorim mulți ani de sănătate, de bucurii. Mesajul mai deplin este aici, în pliculeț, și să vă fie viața dulce. Vă dorim mulți ani. Mulțumesc! La mulți ani! Am emoții într-adevăr de orice. Spus la unii, simt tot timp pentru mine. Nu, cuvinte.
de boale. Vă admir. Sunteți ca exemplu, vă doresc încă sănătate. Toată vă știu, veselă, optimistă. Sunteți, așa știți, pe lângă dumneavoastră ne faceți și pe noi, ne faceți și pe noi să ne îndreptăm și să ne vrem ca să putem totodată, nu știu cum. Mulți ani înainte, bucurii de la viață, vă bucurați de viață așa cum v-ați bucurat până acum. Mulțumesc. Copiii să vă fie sănătoși, nepoții. Toată, numai bine viața. Stimată doamna Iuta, la o vârstă frumoasă, totul e posibil. Urmați-vă visele și nu renunțați la ele, căci frumusețea, dragostea, farmecul, inteligența, cumsicădenia, forța feminină sunt mereu de partea dumneavoastră. Primiți de la colegii din sala lectură numărul 1 un omagiu împletit din calde și sincere cuvinte de felicitare și urări de sănătate, realizări la fel de frumoase, noroc, pace și liniște în familie. La mulți ani cu sănătate și vise împlinite. Colectivul Sala Lectură, Biblioteca Municipală, Eugeniu Gărgăriu. Mulțumesc! Așteptăm la bibliotecă. La ce oră? Pasca, păi eu am să vin la 10. Pasca, păi 10. Mulțumesc! Fericitările noastre zicând, amintit faptele dumitale. Și-a dumnul, bătă-le norocul să le bată. Dar la toate te vedem într-una programată, considerată cea numărul 1. Așa să ai fost, așa ești, așa vei fi. Ca pozitivna женщина, все движаемся вашим оптимизмом. Вот, оставайся такой же доброй, красивой. Спасибо, спасибо. Vă iubesc, îmi stimez. Nu este pentru mine tot timpul ați fost etalonul frumuseții, etalonul psihedemiei. Ați fost un tascăr pentru mine care v-am urmat tot timpul sfaturile și niciodată nu le-am uitat și nu am să le uit. Și vă iubesc tare mult și un mesaj, o salutare și o felicitare pe care v-am Вы лучшее, что есть в нашем городе. Вы гордость нашего города. Вы женщина-пример, женщина-достоинство, женщина-талант, женщина-красота. В общем, все, вся превосходная степень в русском языке – это все для вас. Спасибо. Тоже для вас. Я как европейка уже дарю вам то, что женщина сделает еще краше. Да, так что вы там все увидите. Да. Золотом совсем. Ага. Так что вам огромное спасибо, спасибо что вы у нас спасибо. Есть. И дай Бог вам еще, если не столько же, то столько же. Спасибо. Да. Да, я вас очень спасибо. Люблю. Спасибо. Вы для меня большой-большой пример. Спасибо. Привет. Все, спасибо. Зилей, синей, нейшей, величине, да.